Ok. Asta e. Sper să nu ne vadă nimeni. Acum cred că suntem pe ultima 100 de metri. Și am auzit ceva super dubios. Ia uitați cum se vede aici. Zici că eu curge, mă. Astea două. Bam, bam. Suntem bine, nu? Dragi prieteni, în urmă cu 5 ani de zile, mă aflam împreună cu Vlăduț în pădurea Okigahara. Probabil că mai toți cunoașteți clipul respectiv sau o bună parte dintre voi ați ajuns pe canalul Backpacker Life datorită acelor clipuri. 5 ani mai târziu, înapoi, în pădurea Okigahara, de data aceasta, noaptea, am venit mai devreme și am stat până s-a întunecat complet. Locul acesta este unul foarte dureros, un loc misterios în care anumiți oameni triști ce au trecut prin diverse probleme decid să vină și să se sinucidă. Eu am venit aici de data asta pentru a vedea cum se prezintă pădurea 5 ani mai târziu. Sper să nu găsesc nimic șocant, dar da, nici nu găsesc cuvintele în momentul de față pentru că vă spun că am emoții. Este un loc cu o încărcătură foarte, foarte, foarte puternică și pentru mine personal e un loc care mă duce în timp, înapoi, 5 ani de zile, când eram mai tânăr, când vedeam viața complet altfel și da, îmi e dor și de Vlăduț pe această cale. Deci haideți să vedem cum se prezintă pădurea Okigahara 5 ani mai târziu. Vizionare plăcută! Pentru cei ce nu știu, Okigahara este o pădure ce se află la baza muntelui Fuji, undeva la aproximativ 100 de kilometri în vestul orașului Tokyo. Așa cum v-am spus și în intro, din păcate, această pădure a devenit extrem de faimoasă prin prisma unui lucru deloc plăcut. În fiecare an, de prin secolul al XIX-lea, aici diversi oameni vin, intră în pădure, stau câteva zile și contemplează la ideea de sinucidere. Problema este că o parte dintre acești oameni nu se rezumă doar la ideea de a contempla, ci pur și simplu merg până la capăt cu acest proces și nu mai ies din pădure. Din anul 1999 până prin 2003, aici, anual, s-au sinucis între 70 și 100 de persoane. Cei mai mulți oameni care decid să se sinucidă aici sunt bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, iar cele mai multe cazuri se întâmplă în luna martie, atunci când anul fiscal în Japonia ia final. Ceea ce ne face să înțelegem că presiunea socială într-o țară atât de dezvoltată precum este Japonia, creează o problemă majoră și ne prezintă faptul că paradisul nu e întotdeauna paradis. Deci să mor eu iarăși emoții și frică și stres în Okigahara Forest. A doua. Ia stai, stai. Evident că nu sunt singur. Cu domnul Mihai. Cum te simți, Mihai? Puțin așa, eerie, atmosfera de aici. Ni-e foarte liniște și de-abia am intrat. Da, da. Asta este. Nu știu dacă suntem pe intrarea cea bună, pentru că eu nu m-am mai documentat deloc în legătură cu cum se intră în acest loc, sincer să fiu. Dar cu siguranță suntem bine. Adică, cel puțin asta cred că suntem bine. Bine ați venit în Okigahara, varianta 2022.
Uitați, spuneți-mi dacă ați văzut vroi, dacă ați văzut voi vreodată în viețile voastre niște pomi, eu mă uit pe jos, că dacă pic și cu piciorul ăsta cum e, ar fi foarte rău. Dacă ați văzut vreodată pomi așa, frate, uitați-vă, totul pare cumva așa a plecat, știți? Și de aia se creează o presiune din asta, simți o tensiune, nu, chiar dacă să spunem că aș fi venit aici și nu știam că e o pădure în care oamenii vin să se sinucidă, cu siguranță că aș fi simțit că e ceva în aer. Chiar se simte chestia asta și să știți că eu sunt o persoană foarte puțin superstițioasă. Ia uitați-vă cum e asta, e ca și cum pădurea încearcă să, nu știu, să acapareze, să te țină cumva aici. Nu ți se pare ciudat? Da, foarte, foarte, foarte mai mult. Deci mai ales că sunt, au crescut ăștia așa e... Uite-te și tu cum au crescut pomii ăștia doi. Foarte, foarte ciudat. Rar o să vezi așa ceva. Deci asta e ceva ce nu se vede, mă, numai. Cum s-a dus pomul ăsta așa? L-am colăcit pe ăla, ăsta a căzut peste. Zici că cumva ăsta a crescut peste ăla, nici nu-mi dau seama. Ceva de genul. Nu? Ia uitați aici, deci am ajuns, scrie clar, că nu ai voie să intri pe aici. Problema este că dacă intrăm pe aici, nu știu dacă este... Ia, stai. Mamă. Am intrat pe unde scria că nu avem voie să intrăm. Problema este că... Nu știu ce face Mihai în primul rând. Și nici nu-mi dau seama dacă aici nu ai voie să intri din alte motive. Adică eu înțeleg, zice că nu ai voie să faci focul și zice că nu ai voie să intri aici. Chestia este că ne putem băga împreună destul de legale. Uite ce înseamnă că sunt mai bătrân acum. Mă gândesc la chestia asta. Acum 5 ani nu mă interesa de treaba asta. Problema este că drumul ăsta nu este mapat. Și nefiind mapat, poate că nu e cea mai bună idee să mergem pe el. Eu știu că era un drum principal. Deci exact acum am ajuns la Ice Cave și dacă nu mă înșel în direcția asta, parcă trebuia să nu. Am mers cred că vreo 30-40 de minute acum, mai puțin și se întunecă. Bine, cred că vreo, tot așa vreo 40 de minute până intrăm în The Dark Side of the Moon. Spuneți-mi și voi cum a făcut mama natură acest șanț aici. Că zici că e de la mă, cum îi spune, tranșeu, nu? În care stau soldații. Explicați-mi voi mie acest lucru, vă rog. Ușor, ușor ne apropiem. Trebuie să țin minte locul ăsta. Dar cred că asta era intrarea. Nu sunt convins 100%. Nu, că semnul era altfel, dar poate au schimbat semnul. Asta pare un semn mai nou. Hai să mergem puțin încolo și dacă nu îl ținem minte pe ăsta. Am ajuns acum, cred că suntem aproape de locul pe care îl căutăm, pentru că s-a schimbat pădurea. Stați că am găsit intrarea, doar că era un paznic acolo și mă prefac că îi fac poză lui cum stau aici, Mihai. Așa, perfect, poză. Pac. Ce faci, a plecat? A trecut de mine, da? Da. Ok. Deci nu am cum să uit acest loc. Îl cunosc 100%. Îmi pare rău că nu am putut să vin exact de la început. Uite, zice că nu ai vrut să faci foc în pădure. E clar, și aici, pe... Ia mă, acum crezi că ne merge, Mihai, crezi că ne merge să verificăm translate-ul? Deci am băgat aici pe Google Lens să văd ce scrie și uite o să citești lui Mihai. Life is a precious gift from parents. Once again, quietly, parents and brothers, think about your child. Don't worry alone, please consult first. Și uite, zice, Fukushima Police Station Suicide Prevention. Asta este semnul pe care îl vedeți aici. Care spune că se poate declar să nu, cum, să nu te sinucizi. Pentru că, da, de-abia acum lucrurile încep să devină shocking, pentru că suntem acolo unde trebuia să ajungem. Ok, asta e, sper să nu ne vadă nimeni. Avem acum o strategie în caz că sunt șanse să ne prindă cineva. Stăm puțin exact lângă intrare. Pentru că dacă vine cineva, zicem totul, ne-am uitat doar să facem o poză și ceva de genul ăsta.
Bă, ce înseamnă că în îmbătrânești te gândești mult mai mult la siguranță? Atunci când am intrat cu văduț, m-am dus olin. În fine, era și zi. Acum, dacă vedeți, deja se întunecă. Mamă, vezi ce diferență e aici față de acum 5 ani? Sau poate că sunt eu mai conștient, sau poate nu mai simt eu acum, sau nu pot să-mi aduc aminte exact cum mă simțeam atunci. Dar fine, era și în timpul zilei. Dar vă spun, frate, că e... Uite, și Mihai a zis, ce-i zis Mihai că ai intrat aici? Da, se simte, deci când treci de ala cu interzis, e mult mai scary așa toată atmosfera de aici. E foarte bine că am filmat în partea aia, știți, ați văzut pădurea normală, prin care sunt hike-uri normale și am ajuns aici. Uite, l-ați auzit pe Mihai și vă spune clar cât de nașpa poate să fie pe aici. Fine, bă. Și noi avem undeva la vreo 30-40 de minute până când ni se duce toată lumina. Eu trebuie să fiu și extrem de atent la cum merg pe aici, pentru că deja se face întuneric și trebuie să înțelegeți că... mamă, știți cum îmi bat inima? Dar, repet, mie singura frică pe care o am e legată de autorități. Altceva nu mă interesează și nu că pățești ceva, că nu te bagi nimeni la închisoare că intri aici, dar te poate lua poliția să zică, domne, a trebuit să venim după voi, ne-ați cauzat probleme, chestii de genul ăsta, știi? Ce nu sunt deloc plăcute. Trebuie să facem mersul piticului, frate, pe aici. Nici nu mai simt genunchi, adică nici măcar nu mai stăm la genunchi ăsta. Cum se simte și cum nu se simte? Sunt mult prea implicat aici. Uite, vedeți, cred că pomii ăștia, mulți dintre ei, sunt puși așa ca să nu poți să avansezi. Eu, cel puțin asta cred. Ia uitați. Da, sigur sunt puși așa, mă, să te oprească. I-au căzut, faci. Crezi că doar au căzut? Da. Așa sunt toate hiking trail-urile pline de pomi, dacă uite, nu le curăță cineva. Uite, un om care știe, eu care nu știu că nu fac trail-uri niciodată, aoleo. Eu măcar atunci când sunt sănătos, eu nu fac trail-uri, mă bag acum, când sunt un bătrân ostenit. Nu merge. Nu. Mai avem semnal? Ava, da, e. Puțin? Puțin, foarte puțin. Ți-a trimis pe gând, să-și. Stai să... L-ai și primit. Da, l-am primit. Înseamnă că... Ia, trebuie să ne uităm și noi în stânga și în dreapta. Sunt șanse extrem de mari că acum, aici în pădure... Ce, ai văzut ceva? Nu, mă uitam pe compas. Ah. Merge acum? Compasul? Da. Da. Okay. Bine, nu știu cât de... Accurate, el o să indice la cel mai puternic în electromagnetic sau cum e, știi? Da. Și dacă e o rocă vulcanică de asta cu cât mai puternic aia. De nord, o să Se pune. Se pune pe aia. Care este faza e că... Sunt șanse foarte mari, acum în perioada asta în care am venit noi, autoritățile intră și curăță pădurea. The personal belongings are oamenilor care vin aici, care vor să facă diverse lucruri. Și atunci... Pe de altă parte, eu sincer să fiu, m-aș bucura să nu găsim nimic, pentru că asta înseamnă că poate lumea a renunțat, sau poate oamenii au devenit mai puternici, poate oamenii au început să caute counseling, când e vorba de suicid și chestii de genul ăsta, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine și foarte sănătos. Adică eu chiar sper să nu găsim nimic. Dacă nu găsim nimic, o să fiu cel mai fericit om. Pentru că e shocking, frate, să fii într-un loc, să fii energia pe care o simt acum într-un loc de acest gen. Să știți că este o energie foarte, foarte, foarte puternică, foarte apăsătoare. Asta este cuvântul pe care l-aș folosi pentru a caracteriza feeling-ul pe care ți-l dă această pădure. Să punem un semn, fii atent aici. Ah, nu asta. Ce putem să punem noi ca să lăsăm aici ca semn? Că dacă venim din partea aia, da, mă, știm că ținem, bă, avem o singură intersecție. Știm că aici ținem dreapta. Da, problema e că eu nu m-am uitat înainte câte intersecții am mai fost până acum. Păi, dar e numai dreapta, noi am făcut numai dreapta, atâta. Da. Atât, n-am făcut altceva. Hai să mergem puțin și pe unul oprim. Stai.
cam așa, 39 nord-est ar trebui să țină, știi? 30 nord-est? Da, e pe okay. Cameră. Ok, perfect. Uite ce bine că știe Mihai cu cifre cu astea. Știe cu cifre, cu puncte cardinaluri cu astea. Dar dacă ați văzut ăsta, Stranger Things, știți că busola sau compasul e făcălit ușor, deci da. Da. Ia uitați, alt view, bine view. Altă imagine din asta, horror. Ia uitați cum se vede. Ia uitați, frate, cum se vede pomul ăsta aici. Mamă. Bă, cum e pomul ăsta aici. Super dubios. Mă uit pe jos. Dacă văd ceva ciudat. Până în momentul de față n-am văzut nimic ciudat. Uite Mihai. Mihai a ținut minte strategia pe care i-am povestit-o. Și o respectă foarte mult. Dacă vrei, du-te și tu acum aici. Dacă vrei să tragi ceva poze sau astea. Pentru că noi am stabilit la început. Păi să facem teamwork. Și Mihai e partenerul perfect de teamwork. Am zis așa, că în momentul în care suntem aici în pădure, pentru a avea un punct de referință, unul dintre noi trebuie să stea pe drumul principal. Eu, de exemplu, acum sunt pe drumul principal și nu părăsesc drumul principal. Celălalt se poate băga pe aici, pentru că nu există șansa de a se pierde. Pentru că dacă te pierzi, el se pierde acolo, eu sunt aici. Și atunci lui este extrem, extrem de ușor să știe cum să vină la mine. Asta este, că am învățat, gata. Am învățat, stai, 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 că e mai mare. Așa, gata, dai, treci. Mihai a găsit acum prima chestie. Asta este prima panglică pe care o vedem. Pentru cei care nu știu care e povestea cu aceste panglici, sunt oameni care vin, vor să se sinucidă, dar nu sunt convinși 100%. Și vin aici în pădure, folosesc aceste panglici pentru a lăsa semne pe drum și pentru a ști unde să se întoarcă. Pomul ăsta, vă dați seama, e căzut. Poate, a, uite, era în partea aia. Poate că era ridicat. Deși panglica asta n-avea cum să fie pusă dacă era pomul în picioare. Dar da, aici a fost cineva care a vrut să lase acest semn. Da, acum ajungem către mijlocul pădurii și probabil că aici lucrurile devin mai interesante. Deși, repet, m-aș bucura să nu găsim mare lucru. Da, exact, bă, ce bine a dat-o pe asta. Că e boss din Dark Souls. Boss din Dark Souls, ăsta se ridică din rădăcini și se întoarce cu aia și îți dă unul. Da, frate, cine știe acum exact. Are totală de pate, Mihai. Ia uite-ți cum arată pomul ăsta. Stai să vi-l arăși din partea cealaltă. A mea e dificil, că eu trebuie să fiu... Ia uite, aia e panglică? Nu, e scoarță de copac, coajă din aia de copac. Stați să vă arăt acum, să vedeți. Ia uitați cum arată pomul ăsta. Cât de irie, frate. Aoleu, mamă, ce pânz de păianj ne-a intrat pe față. Așa, e, acum suntem cumva către pe partea cealaltă a pădurii. Și deja ce găsești aici, nu știu cum pot să consider, dar uitați încă o panglică. Nu știu exact ce înseamnă această panglică, adică poate să fie pusă de cineva de dragul de a fi pusă. Sunt multe motive care pot sta în spatele acestei panglici. Deci nu pot să-mi dau seama de aici. Bă, dacă vă uiți aminte, data trecută când am făcut clipul, era plin, mă, de panglici. Deci am văzut, știți cum era, full pe acolo, dar și venisem într-o altă perioadă a anului. Și că ăștia fac un clean sweep așa al pădurii undeva pe final de prima octombrie, exact când ne aflăm noi aici. Și atunci sunt șanse foarte mari cu oamenii să veni să fi curățat sau să nu fi curățat nimic pentru că nu a fost nimic de curățat. Ceea ce, cum a spus, m-ar bucura mult de tot. Dacă vă întrebați unde domnul Montrei, undeva prin spate, nu știu exact,
Pentru că ce s-a întâmplat? Nu ne-am sincronizat cu venitul aici, el a zis că vrea să vină mai repede să-și facă intro, pentru că a zis că stă foarte mult să-și filmeze intro, nu știu ce vrea să vorbească acolo. Și noi trebuia să stăm cu bagajele, s-a întâmplat nebunia cu bagajele din clipul anterior pe care ați văzut, dacă n-ați văzut clipul, vă uitați, vă pun în descriere. Și, pe urmă, ne-am pierdut prin pădure pe aici, cum vom urmări de alții. Și pentru că știam că timpul e limitat pe care le aveam aici, am zis, bă, fiecare cu treaba lui. Tu te duci să faci treaba ta, eu mă duc când fac treaba mea. Și asta e, că Mihai a picat în tabăra mea, a fost altceva pentru că a rămas să mă aștept cu bagajele. Dar ce face el acum? Încercăm să-l așteptăm. El a vrut să-și planifice totul, să filmeze aici, a scris o grămadă de lucruri și eu i-am zis, nu o să-ți iasă, pentru că sunt multe probleme, sunt multe chestii care se vor întâmpla aici. Cum ar fi asta, că nu ai găsit nimica alarmant și, repet, sunt foarte bucuros din acest motiv. Și acum îl așteptăm să vedem pe unde o arde. Uitați-l în sfârșit și pe fiul risipitor. Gata, mă, te-ai descurat până la urmă? Băi, iar mi-a fost dor de tine, no homo. Da, așa? Stai așa. Ești în viață, gata? Te-ai liniștit? Ați văzut sirena de poliție? Da. Am intrat, când se uitau oamenii aia doi, ați văzut că erau oamenii aia care păzeau intrarea? Da, știu. Am așteptat să... Stai așa. Și ai crezut că e sirena? Nu a fost. Nu, ai crezut că veneau după tine? Stai așa. Nu știu dacă observați, dar sunt transpirat tot. Așa. Mă bucur să vă văd. Nu știu dacă ați auzit sirena aia. Da. Deci, am găsit intrarea în interesă până de ați intra voi, cel mai probabil. Da. Și erau doi oameni care se uitau destul de ciudat la mine și eu m-am făcut că m-am pierdut, că sunt dezorientat. Așa am făcut și noi, da. Și când s-au întors cu spatele, am sărit direct peste aia. Așa. Și două minute mai târziu auzeam mare poliție și o goarnă. Și a crezut că e de aici. Nu. Nu știi care e faza? Noi aici am dat exact de finalul, de ieșirea din pădure și ne-am făcut oricum getaway. Dacă cineva vine și ne întreabă pe acolo ce e, îi zic că am intrat de aici, așa stai. Înțelegi? E bine, da. Transpirat tot. Gata. Nu știu dacă puteți observa. Ba, da, se vede. Da. Acum decizia destul de prost inspirată, zic eu, dar până la urmă, până la mea, am venit aici all-in, de a ne întoarce exact pe unde am venit. Mă, nu ar fi trebuit să ieșim pe acolo, dar am zis, haide să întoarcem tot pe aici. Ideea este că oricum de la ora asta nu mai sunt basuri, nu mai avem niciun fel de șansă să plecăm acasă fără taxi, trebuie să ajungem acolo, să vedem dacă sunt fetele de la Information Desk ca să ne cheme taxiul. E puțin mai tricky, dar we'll get over it, we'll manage it somehow. Care am găsit-o în pădure, pe acest copac care a căzut, nu duce nicăieri, dar continuăm să se răzgândesc, ca să știe cum să mai iasă din pădure, cum să răpăcă câte vădea. Ia uitați, cea de-a doua panglică aici. Teama reală pe care oamenii acum, am ales că ne întoarcem exact pe unde am intrat, e ca nu cumva să fie acolo doi domni binevoitor care să ne aștepte. Asta e singura chestie la care mă gândesc. Pe lângă treaba asta, n-am niciun fel de stres, da? O să vedem când ajungem acolo. Dacă am ieșit, instant am plecat către unde trebuie. Aici facem dreapta, da. Păi da, înainte, da. Eu nu știu, adică bine, sunt convins că se vede mult mai luminos pe cameră. O să închid puțin apertura. E, cam așa. Cam așa este real. Ca să o faceți ideea. Aia e lumina lui Montrei, care ne strică mood-ul aici. Da, asta vreau să vedeți cu toții, dar este foarte, foarte greu să vezi în timpul. Eu mă gândesc acum la un singur lucru. Nu care cumva această frică pe care o am eu de autorități să fie replaced soon de frica de a mă afla în acest loc. Nu cred că e posibil, pentru că sunt o persoană destul de rațională și nu mi se face frică în general de chestii din astea, dar e posibil, să știți. Nu știu cât mai avem. Crezi că suntem pe la jumate, Mihai? Da. Cam așa, pe la jumate. Bun. Și ne apucăm cu copac. Ideea e că copacul ăla mi-a fost pe aici. În grupile astea... Mihai, am trecut de jumate sau nu? Pe la jumate. Pe la jumate, ok. Haide să o luăm puțin mai repede. Da, nu mai avem așa de mult. Da, nu mai văd nimic. Nu mai vezi nimic. Nu-i nimic. Acum e beznă totală. Beznă totală. E bine, avem telefoane, avem... Ne uităm pe camera locată, vedea, da. Aia zici că e ora 12. Da, exact. Of, stai că intram în pomul ăsta. Intrăm în pomul ăla, da. Ia uitați cum se vede aici. Zici că e o cruce, mă, astea două. Bam, bam. Samba piciorul. Ce mi-au făcut mie băieții ăștia, bă? Nu stăteam eu bine. În Tokyo, în Shibuya,
liniștit. Nu mă... Făceam duck pe aici, prin astea. Bă, dar toți suntem pe drumul principal, nu? Da. Suntem bine. Mihai cunoaște Codri pe aici? Acum cred că suntem pe ultima 100 de metri. Și am auzit ceva super dubios. Nu glumesc. Am oprit lumina și încercăm pe cât posibil să ieșim de aici cât mai repede. Pentru că nu vreau să atragem atenția mai mult decât deja am făcut-o să mor eu. Acum mi-e târșă. Și mie mi se face târșă sau frică super greu, credeți-mă. Suntem bine, nu? Gata, bă, am ieșit până la urmă. Deci asta, mie mi-e frică de poliție și de autorități, de toate căcaturile astea, frate, să nu fie. Văd că momentan nu e nimeni, dar acum o să trecem la următoarea parte a vlogului, după ce mai stăm pagina mea cu mongi noi acasă, o să vedeți, o să fie foarte interesant. Mai stăm, da, mai stăm puțin. Dați semnul respectiv. Maxim. Da, am dat acum de paznici, ne-au zis că closed, deci vorbea puțin engleză omul. Măcar am intrat. Pe ultima 100 de metri, deși m-am căcat pe mine să mor și mie, nu mi-e frică. Eu m-am căcat pe mine, mă gândeam doar că pana mea a văzut eu ceva în față, așa. Da, mă, s-a auzit ceva dubios, s-a auzit un sunet dubios eu care mie... Eu s-a auzit pentru că exact același om, l-am văzut și eu atunci când vă căutam disperat. Transpirat. Era așa? Un om care efectiv, nu știu, bea ceva și făcea o gargară de aia super puternică așa. Și m-am speriat și eu inițial, am crezut că e urs. Când am gen, sunet ăsta super ciudat. Băieții mei, eu vă zic o chestie. Noi va trebui acum să vorbim cu oamenii ăștia, că sunt singuri care pot să ne ajute, să ne chemăm taxi. Da, ăștia de aici. Eu cred că ăștia sunt singuri care pot să ne ajute. Toată lumea a plecat. Da, toată lumea a plecat, nu mai e nimeni aici. There's nobody here. Suntem doar noi. Deci, acum, ca să vedeți, toată lumea a plecat. Păi așa trebuie să plimbă ăștia, mă, să nu fim în taxă. Da, mă, lasă, găsim pe alții. Mergem all in. Hai. Mergem către partea cealaltă. Și vedem, o rezolvăm cumva. Nu știu dacă sunt în focus acum. Ideea este că dacă noi reușeam să închiriem mașină, nu se poate închiria mașină, pentru că ăsta e permis internațional. Dacă reușeam să avem mașină, vă dați seama, veneam acum seara, intram în pădure seara, exact când ne interesa pe noi. Nu la ora 3:30, pe fugă. Nu știu că acum paznici au plecat, nu mai e nimeni. Deci, noi suntem singurii nebuni de pe stradă. E asta, lăturalnică, bine, nu chiar vai mama e, că e bună. De lângă muntele Fuji, de lângă pădurea Okigahara, al doilea loc din lume, ca notorietate, din punct de vedere al oamenilor care se sinucid. V-am spus, locul 1, pădurea din San Francisco, Golden Bridge sau cum îi zice. Golden Bridge îi zice? Uh-huh. Așa? Golden și al doilea, Golden Gate? Da. Golden Gate și al doilea, Okigahara. Din păcate există și locuri de acest gen pe planetă. Da. Am ieșit chiar acum puțin pe... Stai bossule, ca să vezi toată povestea, prietene, să vezi ce am trecut noi. Deci am după aia a fost show. Am găsit loc. Lasă, frate. We are family. Băi, deci eu o să închid aici clipul din Okigahara. A fost foarte interesant. Pe prima parte eu cumva încercam să caut stările și emoțiile pe care le-am trăit atunci, fără să mă ocup de emoțiile pe care le trăiesc acum. Pe măsură ce am avansat în trail, evident că au apărut o grămadă de amintiri, au apărut o grămadă de chestii în capul meu și da, eu să știți că sunt foarte empatic cu oamenii care decid să-și curme viața dintr-un motiv sau altul și mi se pare foarte, foarte, foarte trist că treaba asta se întâmplă. Dacă aveți gânduri de acest gen și dacă, nu știu, aveți oameni pe care, sau oameni pe care cunoașteți care au gânduri de acest gen, frate, apelați la consult de specialitate,
puteți, sunt o grămadă de servicii care vă pot ajuta. Viața este mișto, trebuie trăită. Nu știu, pana mea, luați exemplu de la mine, luați chestia asta. Îmi place să mă bucur de viață, vreau să fac lucrurile mișto, îmi place să risc, calculat. Dar viața este, chiar este un cadou super calomea pe care l-am primit și trebuie să ne bucurăm de el, indiferent de cât de rău ne-am simțit sau indiferent de momentele prin care am trece. Și am trecut prin depresii în 2017, după ce am stat cu Vlăduț, după ce am mai călătorit eu prin 2018 și am avut o depresie puternică despre care v-am mai vorbit. Știu cum e. E nașpa. Sunt convins că n-am avut cea mai nașpa depresie și oameni care chiar suferă cu adevărat, dar este extrem, extrem de important să comunicați, să vorbiți cu cei dragi, pentru că sunt acolo ca să vă ajute. Acestea fiind spuse, nu uitați în fiecare seară de la ora 20 vloguri din Japonia. Dacă o să lipsesc o zi, două, este din cauza piciorului sau din cauza faptului că mă voi simți cumva obosit fizic, deoarece ritmul este unul extrem, extrem de alert. Nu uitați că vă iubesc, la revedere și stay safe, pa, pa!